Nimic, trebuie să ieșim în stradă. Da, 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 dar zic, inventăm alt mod de a vă vedem, nu? Știm, altă... Vă vedem și ne pasă. În cartea lui de debut, Marie Heischer are această propoziție. Nu contează herupismul, de fapt. Un elan pe care ți-l iei dintr-o dată și contează constanța efortului. Da. Deci faptul că ești consecvent și în fiecare moment te gândești la același lucru și țintești în direcția bună, nu se poate de la un moment dat ținta aceea să nu fie atinsă. Nu se poate. Am zis bine? Aplauze! Aplauze din suflet, domnul Heischer. Prima întâlnire a mea cu domnul Mihai Șoara a fost la girafă și a doua oară a fost în 10 august când am căzut lângă el. Da. Asta a fost cel mai frumos. Și girafa ce-a zis? Girafa ce-a zis? Make-a photo. Nu, că aia e girafa inteligentă. A fost o discuție foarte frumoasă și... Mai puțin repitoare. Mulțumim, mulțumim, domnul Șoara, că ați fost cu noi. Și sunteți binevenit acasă întotdeauna. Chiar vă rugăm să vă întoarceți acasă. Acasă al tinereții dumneavoastră. Mulțumim.